E toamnă și azi am luat un măr și l-am mușcat și mi-a rămas un sâmbure în mână. Și m-am uitat la sâmburele acelea și am zis, oare ce poate fi într-un sâmbure așa de mic ca Dumnezeu să facă din el un copac așa de mare pe care să așeze 100 de mere dintr-un singur sâmbure în fiecare toamnă? Dragii mei, de viacuri, de milenii, călcăm în picioare corola de minune a lumii și nu ne punem întrebările cele mai simple. Să-i un fir de iarbă, să te uiți la el și să știi că niciun om de știință nu i-a dat de capăt. Să iei un bob de grâu și dacă e atâta minune într-o sămânță de măr, cât de mare trebuie să fie Dumnezeul nostru. Dragii mei, despre el vorbim și cum s-au întins întrebările, seara trecută am zis că îți dator și cu partea a doua de la viziunea împărăției. Pentru că am sărit peste pasul teologic, cel cultural nici măcar nu l-am atins. Și vă aduc aminte că prima carte pe site-ul Istoria Binecuvântării este viziunea împărăției. Ce ne propunem este să trecem prin ea și să încercăm într-un fel să ne creionăm o privire de ansamblu. Să stai 7 ani ca să ajungi la capătul drumului, drumul e cam lung și uiți tot ce ai început. Dar acum vom alerga prin carte, poate treci un pic mai jos sonorul, Radu, că microfonie la mine. Și vom lua o carte odată, încercând să adunăm fiecare an la oaltă și să ne bucurăm de tema anului. De pildă, anul întâi este intrarea în relația cu Dumnezeu. Dar mă întorc acum, voi ajunge și acolo, la partea a doua de la istoria binecuvântării, de la viziunea împărăției. Dacă țineți minte, am trecut prin câteva lucruri seara trecută, prin scopul, viziunea, programul, uneltele și ținta pe care ne-am propus-o. Și v-aș aduce aminte de scopul pe care ne adună pe noi ca adunare. Vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și apoi ne împrăștiem să-L facem cunoscut. Ne adunăm ca să-L cunoaștem, vorba lui John Stott, semnul prin care el definea biserica în 1985 la Oradea. Ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ne adunăm în jurul căilor Lui, să ne umplem cu cunoștințe despre căile Lui, după care ne împrăștiem prin lume, să ne trăim viața și în felul acesta să-L facem cunoscut. Când ne gândim la cunoașterea Lui Dumnezeu și ne punem întrebarea cum se face lucrul acesta, știm că Dumnezeu a trebuit să coboare la noi. A coborât la noi, în primul rând, prin conștiința noastră, înscriind legea Lui în fiecare dintre noi. Apoi, în natura, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, El este descoperit într-o sămânță de măr, într-un fir de iarbă, într-o floare, în stelele cerului și în minunile din jurul nostru. Dar apoi Dumnezeu, care guvernează istoria și este Alfa și Omega, dragii mei, El ține istoria în căușul palmei Lui, El mișcă roata istoriei. Dar chipul lui Dumnezeu, Dumnezeului nevăzut, este în Fiul Său, în Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu, care este Sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut, spune Ioan în prologul Evangheliei. Iar apoi în camera de sus îi răspunde lui Filip, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așa-și termină Ioan și prima epistolă, punând la oaltă, îngemânând într-un fel pe Fiul și Tatăl, amândoi sunt cel adevărat și viața veșnică, pentru că realmente pomul vieții era Dumnezeu însuși, triunul Dumnezeu, în mijlocul grădinii și în cetatea din Apocalipsa. El este sursa vieții. Și cu toate acestea, în Scriptură avem sursa primară a revelării de sine a lui Dumnezeu. Până și Domnul Iisus s-a legitimat pe sine, prin Scriptură. Scriptura este ușa prin care El a intrat ca să devină ușa pentru mântuirea noastră a tuturor. Conștiința, natura, istoria, Domnul Iisus Hristos și Scriptura. Și noi ne adunăm în jurul Scripturii, pentru că atinși de păcat, ni s-au încețoșat într-un fel ochii sufletului și tot ce a scris Dumnezeu în noi nu mai este foarte clar pentru noi. La fel, nu mai vedem lucrurile din jurul nostru. Vă spuneam doar experiența mea discutând cu nepoțica mea cu sâmburele de măr în mână.
De atâtea milenii îl ținem în mână și niciodată n-am știut să explicăm ce este în bugățica asta de materie care îi vie și care lucrează. Dragii mei, natura vorbește despre însușirile lui nevăzute. Dar toate astea le-am trecut în revistă data trecută și aș reveni la viziunea împărăției. Am grefat-o pe pilda semănătorului și ultimul verset, versetul 23 din capitolul 13, vine și ne oferă cheia, sau dacă vreți, cuierul pe care am așezat toată viziunea împărăției. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege, el aduce rod. Un grăunte, apropo de grăunte, 200, altul 60, altul 30. Ce minune! Un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Dacă suntem atenți la versetul acesta, se întâmplă trei lucruri. Aude cuvântul, înțelege cuvântul și trăiește cuvântul. Și pe asta am grefat cei trei pași din viziunea împărăției. Pasul exegetic, teologic și pasul cultural. Pasul exegetic, vă aduceți aminte, cunoașterea lui Dumnezeu prin studierea întregului său plan revelat în Scriptură. Și asta ne obligă să trecem prin Scriptură și ca să trecem prin Scriptură ne-am formulat sau ne-am creonat o cărare de-a lungul Scripturii. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L facem cunoscut, peste cunoașterea lui Dumnezeu, am trecut data trecută, m-aș opri lângă partea a doua. Ce se întâmplă când ne prăștiem și care e așteptarea lui Dumnezeu în a-L face pe El cunoscut? Două lucruri sunt importante. Trebuie să comunici adevărul în mod clar, în mod sistematizat și trebuie să întrupezi adevărul. Și în felul acesta îl facem cunoscut pe Dumnezeu, comunicând și întrupând adevărul Scripturii. Comunicând și întrupând adevărul Scripturii. Dați-mi voie să revin la pasul teologic și să încerc să-l dezvolt un pic în seara aceasta. Comunicarea adevărului Scripturii sistematizat în concepte clare, da? În concepte clare, exegetic și canonic corecte. Și în felul acesta, noi dacă reușim să adunăm adevăruri, probabil care se întind de-a lungul la capitole, într-o imagine, într-o frază, în felul acesta putem comunica adevărul lui Dumnezeu. Și adevărul acesta ar trebui înțeles și comunicat cel puțin pe trei planuri. În raport cu Scriptura, cu teologia, cu biserica și cu lumea. Și dați-mi voie să încep cu Scriptura. Ce anume trebuie să faci ca să ai la îndemână un adevăr cu care să poți jongla, pe care să-l poți povesti într-un minut, în 5 minute, în 5 ore, în 5 zile, în 5 luni dacă trebuie, da? În 5 luni dacă trebuie. Am să trec prin cărțile Scripturii adunate în felul acesta. Irisenii cel puțin sau cei care ne urmăriți de mult, toate astea le știți. De pildă, cartea Genesa are 50 de capitole, o carte mare. Ca să pot vorbi de ea în câteva minute, am adunat-o în trei ingrediente: creație, cădere, răscumpărare. Toată cartea Genesa este aici. Nu e completă, dar e corectă. Cu alte cuvinte, acum aș putea dezvolta fiecare aspect. De pildă, mă uit la imaginea din fața mea și văd că ingredientele le-am numit, proporțiile sunt foarte inegale. Două capitole de creație, 9 capitole de cădere și multe capitole de răscumpărare. Și vom vedea că răscumpărarea călătorește mai departe prin Biblie până în Apocalipsa. Cu alte cuvinte, căile Domnului vorbesc despre mântuire. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Și când vorbește despre Sfintele Scripturi, vorbește despre Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, Maleachi, da? Pavel. Cu alte cuvinte, toată Biblia este despre mântuire sau răscumpărare. Și când te uiți la secvența Revelației, îți ridici o întrebare. Dacă Dumnezeu vrea să ne vorbească despre răscumpărare, de ce a prefațat El toată istoria răscumpărării cu secvența creație-cădere? Păi dacă n-ar fi căderea, n-ar fi nevoie de răscumpărare, pe de o parte. Dar pe de altă parte, nu cumva, ca să-mi atragă atenția asupra naturii răscumpărării. După cum prima creație a fost pervertibilă,
Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune, oare cum să fie noua creație? Și pe asta teologii se ceartă, dragii mei, de secole. Ori dacă am fi atenți la Scriptură și am lăsat așa cum e și ne-am îndrăgostit de cutiile noastre teologice, Scriptura este clară, mi se pare. Observați, creația, care e foarte bună în ochii lui Dumnezeu, a fost gândită de Dumnezeu în așa fel încât tu sau eu să o putem strica. Și aici nu e vorba doar de straturile de ceapă sau de trandafir, dragii mei, de ecosistemul în care trăim, ci e vorba și de relația cu Dumnezeu. Pentru că căderea a fost urmată de alungarea din Eden, de ruperea relației cu Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, relația cu Dumnezeu este pervertibilă. Nu doar universul material, ci și universul spiritual. Și lucrul acesta ne-l spune din start Dumnezeu, în prima carte din Biblie. Dar ce mare har este că Dumnezeu n-a lăsat universul, istoria în groapa căderii, ci a pornit prin chemarea lui Avram toată istoria răscumpărării. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. 50 de capitole adunate într-o imagine pe care nu o poți uita. Și cuierul acesta mental, pe urmă îl poți îngrămădi cu toate detaliile din textul pe care cele 50 de capitole le pune înaintea noastră. Dar să facem un pas mai departe. Cartea Exod, a doua carte din Biblie, are doar 40 de capitole. Tot trei ingrediente, dar observați, dacă mă gândesc la Genesa, care e ultimul ingredient din Genesa? Răscumpărarea. Care e primul din Exod? Răscumpărarea este dusă mai departe. Observați, răscumpărare, lege și cort. Aici proporțiile sunt un pic mai echilibrate. Dar dacă Dumnezeu a răscumpărat pe poporul său pe prețul sângelui mielului pascal, dacă eu aș fi fost între ei, m-aș fi oprit la Sinai, m-aș fi uitat în ochii Domnului, dar nu cred că aș fi avut curajul. Și Moise tremura acolo sub muntele care era plin de flăcări, dragii mei. Și mi-aș fi pus o întrebare, Doamne, dacă tot ne-ai răscumpărat prin har în baza sângelui mielului pascal, de ce ne mai dai legea să ne chinui? Ori legea, dragii mei, circumscrie spațiul vieții. Ți-am pus înainte viața și moartea. Spațiul vieții este circumscris de legea lui Dumnezeu. Neascultarea de Dumnezeu te aruncă în spațiul morții, a despărțirii de Dumnezeu. Observați, legea, în ultimă instanță, este spațiul sau cadrul în care se definește relația cu Dumnezeu. Capitolul 19, înainte să intrăm în spațiul legii, zice, v-am adus aici la mine, v-am purtat pe aripi de vulturi, v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu, veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt poruncile, sunt cuvintele pe care le vei spune bătrânilor lui Israel. Și au zis, da, 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 vom face tot ce a zis Domnul. Dumnezeu le dă decalogul pe care îl detaliază apoi. Și în capitolul 24, legământul este încheiat, pecetluit, stropit cu sânge și celebrat. Cu alte cuvinte, în capitolul 19, încă nu sunteți ai mei, în capitolul 24 am încheiat legământul. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de Dumnezeu. Și asta este adevărat și în vechiul și în noul legământ. Vom vedea la vremea potrivită. Dar atunci întrebarea este, de ce a mai dat Dumnezeu cortul întâlnirii? Pentru a putea rezolva călcările de lege. Pentru că păcatul mă desparte de Dumnezeu. Dacă nu rezolv la timp, păcatul face trei lucruri. După ce m-a mințit, mă înfășoară și mă împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă mă desparte de Dumnezeul cel viu. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea Lui, la harul sângelui mielului pascal, adaugă harul jertfelor și a mijlocirii marelui preot. Și cartea Exod este cartea pivotară a întregii Scripturi. Aici avem căile Domnului, dragii mei, în cartea aceasta. Dar, ca să te poți folosi de cortul întâlnirii, Dumnezeu le-a dat cartea Levitic. Leviticul este manualul cortului întâlnirii. Și observați aici, am trei ingrediente. Care a fost ultimul aspect din Exod?
Lege și cort. Acum cortul este detaliat. Leviticul este o plimbare prin cortul întâlnirii. Mai întâi când intri în cort, dai de jertfe și jertfele sunt mijlocite de preoți. Apoi când faci un pas mai departe în cort, ai ligianul, curățirile. Nu puteai intra în prezența lui Dumnezeu decât curățit. Și abia în cortul întâlnirii ai sărbătorile. Jertfe, curățiri și sărbători. Avem mai puține capitole, 27, dar cartea Levitică într-un fel, pentru că cortul întâlnirii este o proiecție pe pământ a unei realități cerești și dacă realitatea de pe pământ este după chipul care s-a arătat pe munte, care există în ceruri, atunci tot ce este în ceruri măsoară istoria. Pentru că Dumnezeu este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. El este Cel care măsoară într-un fel istoria. În căușul palmei Lui este istoria. Ei, dacă așa stau lucrurile, cartea Levitică îmi oferă un lucru extrem de important. Observați, jertfe, curățiri și sărbători. Dacă mă mut în Noul Testament sau dacă mă mut la cina pascală sau la cina Domnului de mai târziu, ce s-ar fi întâmplat dacă Fiul lui Dumnezeu, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, n-ar fi luat asupra Lui, fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, toate păcatele omenirii, cum am fi avut acces, dragii mei, la masa Domnului, în prezența Domnului, la nunta mielului? Observați, cartea Levitic nu doar că mă orientează în cortul întâlnirii, ci cartea Levitic măsoară întreaga istorie, pentru că ține de o imagine din veșnicii, o realitate din prezența lui Dumnezeu. Nu la întâmplare, istoria se termină cu nunta mielului. În Apocalipsa, capitolul 19, mireasa lui s-a pregătit, i s-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire este neprihănirea lui Hristos, care ne-a fost împrumutată nouă ca să avem, să fim compatibili cu cerul, să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Dar, odată ce cortul întâlnirii este așezat și slava Domnului coboară, Moise și Aron fug afară, poporul se întreabă, cine poate intra în prezența lui Dumnezeu? Poate veni oricine, poate veni oricând, dar nu poate veni oricum. Cartea Numeri organizează tabăra în jurul cortului, după care sună trâmbițele și pornesc spre țara promisă. Observați primele capitole și aici avem trei ingrediente. Care a fost ultimul din Levitic? Sărbătoarea din cort. Observați, sărbătoarea din cort se mută în tabără. Dumnezeu este prezent în cortul întâlnirii, leviții și preoții au corturile în jurul cortului și apoi sunt cele 12 seminții ale lui Israel. Toată tabăra în jurul Domnului ordonată și organizată de așteptările Domnului. Și se pregătesc pentru sărbătorirea Paștelui, pentru a unge cortul, a pregăti uneltele pentru el, carele care se leacă. Dumnezeu dă instrucțiuni legate de marșul lor prin pustie. Din păcate, nici n-au pornit bine, dragii mei, și încep răzvrătirile. Și sărbătoarea se transformă într-un dezastru. Și dezastrul ăsta este uriaș. Pe mine însumi jur, zice Domnul la Cades Barnea, niciunul din cei care ați fost numărat în oastea Domnului, cei de peste 20 de ani, nu veți intra în țară afară de Iosua și Caleb. Wow! Sunt întorși înapoi, 40 de ani, călătoresc prin pustie până când toată generația piere. Și Dumnezeu, încă acolo, în capitolul 15, începe să vorbească, nu cu ei, cu ei a terminat în capitolul 14, cu copiilor. Când veți intra în țară, nu uitați Leviticul. Nu uitați jertfele și pe marele preot. Pentru că atunci când calci în picioare jertfa și pe marele preot, nu-ți mai rămâne nici o soluție. În toată cartea Levitic, nu există iertare pentru păcatul cu voia. Întotdeauna se precizează, dacă cineva păcătuiește fără voie.
Și fără voie nu înseamnă inconștient și cu voie nu înseamnă deliberat. Teologia păcatului cu voie vom discuta în cartea Numeri. Pentru că dezastrul trebuie să fie opusul sărbătorii. Și pe măsură ce înțelegi sărbătoarea, vezi că răsturnarea tuturor lucrurilor care definesc sărbătoarea te duce la dezastrul păcatului cu voia, pentru care nu este iertare. În capitolul 15 avem definiția păcatului cu voia, pe care pe urmă autorul Evreilor o reia în capitolul 10, versetele 26 la 31. Observați, o nouă șansă este oferită unei noi generații. Cu alte cuvinte, toți cei răscumpărați cu sângele mielului pascal, deci prin har, prin credință, pierd în pustie. Cu alte cuvinte, dacă mă întorc înapoi și încep să corelez Genesa cu Numeri, încep să pricep toată doctrina mântuirii. Dar dați-mi voie să așez cărțile la oaltă. Creație, cădere, răscumpărare. Răscumpărarea este dusă mai departe, dar urmată de lege și cort. Manualul cortului întâlnirii este jertfe, curățiri și sărbători. Apoi sărbătoarea este scoasă în tabără și am dezastrul și o nouă șansă pentru o nouă generație. O nouă șansă pentru o nouă generație. Care să fie rostul cărții? Deuteronom. Cartea Deuteronom este scrisă, vom vedea când intrăm în ea, ca să ne ajute să evităm tragedia părinților celor care au pierit în pustie. Dar dacă vă uitați la cartea Genesa, creație, cădere, Dumnezeu a prins lumina, omul a stins lumina. Dumnezeu a prins lumina, omul a stins lumina, da? Dezastru, a stins lumina. Dar de data aceasta, nu doar că mor în pustie, ci mor cu păcatele pe ei, dragii mei. Și atunci când mor cu păcatele pe tine, păcatul este toarta de care te apucă dracu și te duce în domeniile lui. Și de aceea, nu poți pretinde că ai părtășie cu Dumnezeu, ești un mincinos, dacă umbli în întuneric. Doar dacă ai curajul mărturisirii păcatului, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele. Dar observați, soluția lui Dumnezeu pentru noua generație și pentru toată istoria care va urma este în cartea Deuteronom. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Observați cât de puțin a durat ca să vorbim despre Tanah, despre lege, despre Tora, da? Despre căile Domnului revelate lui Moise. Practic, cele cinci cărți ale lui Moise sunt cinci volume ale unei singure scrieri. Și ele trebuie să înțelese legate unele de altele. Observați, v-am dat un exemplu de felul în care, în pasul teologic, adunăm în concepte clare adevăruri din Vechiul Testament legate de Scriptură ca să le putem comunica. Cât e de complicat să vorbesc acum cu oricine despre cartea Genesa și să stau să povestesc despre ea, dacă am citit-o și dacă știu ce cuprinde sau detaliile de la fiecare ingredient. Dar observați, ca să ajungi la aceste conceptualizări, mai întâi trebuie să plătești prețul exegezei. Pentru că întotdeauna, mai întâi iei și pui toate bucățelele pe masă dintr-o carte, după care încerci să le adun la oaltă. Dar dacă nu le-ai adunat la oaltă, toate se împrăște și le pierzi. Și de aceea este extrem de important ca după studierea unei cărți să am o imagine asupra acelei cărți pe care să o pot păstra cu mine, să o pot duce cu mine, de care să pot aminti, de care să pot vorbi, de care să mă pot lega. Este foarte important. Imaginați-vă dacă lucrul acesta l-ar avea fiecare membru din biserică. N-am mai fi ca o frunză plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Ci credincioși adevărului în dragoste, am crește într-o asemănare Domnului Iisus Hristos. Dar să mă mut de la Scriptură la biserică, pentru că în pasul teologic avem trei domenii majore. Scriptura, biserica și lumea. Aș lua o carte despre biserică, cartea Efeseni. Are 6 capitole, nu-i foarte mare ca Genesa sau celelalte cărți, și are 2 părți, teologie și aplicație. Și asta este modul lui Pavel de a vorbi. 3 capitole de teologie care vorbesc despre gândirea noastră, pentru că
Convertirea începe cu înnoirea în Duhul minții noastre, după care are de-a face cu trăirea noastră. Dacă gândești frumos, ai o șansă să trăiești frumos, nu neapărat. Dar ai cel puțin o șansă să trăiești frumos. Dacă nu gândești frumos, n-ai nicio șansă să trăiești frumos. Și atunci Pavel așează în această relație teologia și aplicația sau gândirea și trăirea. Dar dați-mi voie să vin cu o imagine de ansamblu asupra cărții Efeseni. O aveți înaintea voastră. Primele trei capitole de teologie le-am lăsat așa. Pentru că toată lumea se întreabă, ce au toate astea face cu noi? Observați, imediat după primele trei capitole, am primele 11 versete din capitolul 4. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire. Și când te gândești, dacă ei sunt chemați să echipeze sfinții în vederea lucrurilor de slujire, atunci în coloana din dreapta am început să așez pe sfinți, în primul rând pe mine ca individ. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează la viața mea începând de aici, prin înnoirea în Duhul minții noastre, așa începe convertirea. Pentru că până când nu mi-am schimbat modul de a gândi, dragii mei, nu mi-am schimbat nici modul de a umbla. Și atunci Dumnezeu întotdeauna începe cu teologia, începe cu gândirea și imediat după aceea adaugă elementele legate de viață, da, de viață, de trăire. Dar se întâmplă să mă căsătoresc și Nora e aici cu mine, Laura și Costel, le spunem bun venit între noi și uite așa, Titi și... creem familii, dragii mei, creem familii între noi. Și atunci Dumnezeu începe să vorbească familiei. Și ca familia să poată trăi, cineva trebuie să lucreze, să câștige pâinea, da? Și atunci se vorbește și despre relațiile noastre de serviciu. Și toată povestea asta se întâmplă pe un teritoriu pe care l-am vândut celui rău. Și în capitolul 6 e lupta spirituală. Lupta spirituală care pe viață și pe moarte. Ca să rămâi în picioare după ce vei fi biruit totul, să rămâi în picioare după ce vei fi biruit totul, trebuie să te îmbraci cu Hristos, cu toată armura lui Dumnezeu pe care Pavel o etalează în capitolul 6 din Efeseni. Dar observați, am o imagine asupra unei cărți. O imagine face cât 1000 de cuvinte. Și de aceea este foarte important, dacă imaginea ți este clară, dacă e conformă cu Scriptura, dacă nu-i falsă imaginea, atunci, plecând de la ea, îți poți aduce aminte sau poți vorbi în mod sistematic despre adevărul pe care Dumnezeu l-a așezat într-o carte, cum este Efeseni. Dacă m-aș întoarce la cei de aici, pentru că ei sunt cheia, la cei de aici, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, scopul lui Dumnezeu în 3 cu 10 din Efeseni este să umple toate lucrurile. Ori ca să facă lucrul acesta, el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților și sfinții suntem noi în vederea lucrării de slujire. Observați, toată lumea zace în cer rău, acolo eram și noi înainte să fim mântuiți de Hristos. Cu alte cuvinte, aveam nevoie de mântuire și cumva Dumnezeu a adus Evanghelia în dreptul nostru. Și pentru că am auzit Evanghelia și am crezut Evanghelia, am fost mântuiți, convertiți și am ajuns parte dintre sfinții lui Dumnezeu. Dar acum, observați, lucrarea de slujire o fac sfinții, tu și cu mine, în dreptul meu, în dreptul copiilor, nepoților noștri, vecinilor noștri, acolo unde Dumnezeu ne-a trimis în lumea asta, ne-a semănat pe tarlaua, pe tarlaua lumii. Și atunci am modul în care Dumnezeu își crește biserica. Întotdeauna cel mai matur îl ajută pe cel mai puțin matur să facă o lucrare. Orice lucrare, dragii mei, este peste puterile unui individ. Și atunci când intri într-o lucrare, Dumnezeu va aduce în dreptul tău oameni care să te ajute. Țin minte că eram în armată și păzeam tunurile de la Oradea, că eram la antiaeriană, noaptea și memoram versete și mă rugam. Pentru că îl primisem pe Domnul Iisus de o bună vreme și eram tare nemulțumit de tot ce mi se oferea și nu aveam cum să cresc. Și nici n-am venit bine acasă din armată și doi
tineri s-au oprit la poarta casei noastre. S-au prezentat, erau doi misionari americani, doi navigatori și așa a început o istorie în viața mea. Mâine la ora 1, unul dintre ei va ateriza la Cluj și două zile mă bucur să revăd după ani și ani de zile. După ani și ani de zile. Dragii mei, orele, zilele, lunile, anii petrecuți împreună au fost extraordinare. Dacă strigi la Domnul, Domnul trimite în dreptul tău pe cel de care ai nevoie. De care ai nevoie. Și în felul acesta, dacă e suficient în tine însuți, Dumnezeu te lasă în pace. Dar numai cine cere capătă și cine bate, cui bate îi se deschide. Și numai cel care caută găsește, dragii mei, după câte știu eu din Scriptură. Și dacă n-ai nicio întrebare, atunci n-ai nevoie nici de răspunsuri. Asta a fost lecția care am primit-o de la David Gooding. I-am zis, eu să fiu în locul dumneavoastră, aș descărca bascula teologică pe el. Și el a început să râdă, zice, am stat prea mulți ani între studenți ca să știu că dacă un student n-are o întrebare, n-are nevoie nici de răspuns. Așa că numai cine întreabă, va și primi. Și Dumnezeu, dragii mei, nu se lasă într-un fel neîmplinindu-și promisiunile. Și El a promis lucrul acesta. Acum, dacă mă uit un pic la biserica, biserica este o realitate mult prea complexă pentru umerii oricărui om. Mult prea complexă. Cu alte cuvinte, nu pot spune un om în vârful piramidei pentru că îl omor și pe el și biserica. Și atunci Dumnezeu a zis, El a dat pe unii apostoli, notați vă rog pluralul, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Și toate acestea au de face cu darurile duhovnicești. Da? Acum, ca să le atașez unor oameni, Biblia vorbește despre prezbiteri și diaconi. Da, prezbiteri și diaconi. Niciodată, Pavel, când a înființat o biserică, n-a dat un prezbiter, ci totdeauna la plural în Noul Testament. Pentru că biserica este o realitate mult prea complexă pentru umerii oricărui muritor. Domnul Iisus este singurul care o poate purta. Și El este capul bisericii, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El este în mijlocul lor. În mijlocul lor. Și El n-are nevoie de purtător de cuvânt. Și de aceea apostolii și prorocii și evangheliștii și păstorii se adună în jurul Lui Hristos ca din Scriptura, tălmăcită de Duhul Sfânt, să primească direcțiile în care biserica trebuie să meargă. Noi am putea să asociem biserica cu afacere și să luăm principiile unei afaceri, să le mutăm în biserică. Dragii mei, nu se potrivește. Sunt lucruri în organizare pe care le poți folosi, dar în cele spirituale, absolut nimic de acolo. Absolut nimic de acolo. Și atunci întrebarea este cum funcționează o biserică. Observați, învățătura are de-a face cu rădăcinile. Asta este un concept. Da? Pomul roditor, conceptul pomului roditor. Rădăcinile au de face cu învățătura. Cine ești, Doamne? Apoi, seva brută urcă prin vasele lemnoase în sus și ajunge în crengi, în ramuri, în frunze. Și acolo am sfera pastoralei. Ce vrei să fac? Frunzele sunt familiile din biserică sau grupurile din biserică. Frunza este locul tainei. În frunză se întâlnește lumina cu clorofila și se pornește fotosinteza, procesul vieții. Dacă frunza este o minune incredibilă, eu adun cu grebla și arunc la gunoi sau ajung la compost, dar habar n-am ce e acolo într-o singură frunză, dragii mei, dar în milioanele de frunze de pe nucul meu. Roadele sunt evangelizarea. Sunt măr de lângă drum și fără gard, la mine în ramuri, poane, roșii ard. Mihai Beniuc, nu l-ați învățat voi, că sunteți prea tineri, dar drumețule, să iei fără sfială, că nu îi da la nimeni socoteală. Roada nu-i pentru pom. Roada, dacă nu o iei, cade jos, putrezește și îngrașă pământul și ies alți pomișori din sâmburii de acolo. Dar pomul care întreg are o funcție profetică și apostolică. Observați rădăcinile, cine ești, Doamne? Tulpina și crengile, ce vrei să fac înăuntru? Roadele, ce vrei să fac afară? Care-i rolul nostru în cetate? Care-i rolul nostru în împărăția lui Dumnezeu? Și în felul acesta, biserica, dragii mei, trăiește. Și biserica împlinește rolul lui Hristos. Ce-i biserica?
Păi biserica este a lui Hristos. Nu e a mea, nu e a ta. Când aud pe păstor biserica mea, vine să dau cu ceva după ei. Da? Să dau cu ceva după ei. Care din voi ați murit pentru biserică de să fie a ta? Cu ce ai plătit-o? Cu nimic. Și atunci Hristos este șeful, dacă vreți, capul bisericii. Pe urmele lui sunt cei care apostolii, prorocii, evangheliștii și biserica. Observați, aș putea să pun pe Pavel acolo, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Asta trebuie să fie deviza oricărui grup de slujire. Ori mă întreb, un grup de slujire, dragii mei, nu-i doar un grup de activiști care organizează drec și mișcă banii și organizează... Nu, nu, nu. În primul rând, este un grup adunat în jurul cuvântului lui Dumnezeu, în jurul lui Hristos. Și dacă într-o echipă nu există lucrul acesta, mai devreme sau mai târziu, lucrurile vor muri, vor fi extrem de superficiale. Dar asta este imaginea bisericii. Am plecat de la Efeseni. Am vorbit despre pasul teologic legat de Scriptură și am dat câteva exemple, Pentateucul de pildă. Am vorbit despre pasul teologic legat de biserică. Și am luat cartea Efeseni, puteam lua 1-2 Timotei și sunt alte cărți calate pe doctrina bisericii. Dar noi suntem chemați să ne raportăm și la lumea aceasta, relația cu Scriptura, relația cu frații și relația cu lumea. Relația cu lumea. Și asta ne aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan, capitolul 17, versetele 14 și 15. Mulțumesc, Titi, de răbdare. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Ei nu sunt din lume, ar putea să întoarcem spatele lumii și să zburăm, să plecăm de aici. Doar că urmează versetul următor. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. M-am gândit de multe ori la versetul acesta. Ce înseamnă nu te rog să iei din lume? Bem și noi apă ca ei, mâncăm ca ei, dragii mei, inhalăm tot aerul poluat ca ei, ne îmbolnăvim ca ei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu promite copiilor lui că nu vor avea niciun fel de probleme, nu vor falimenta, nu vor fi dați afară de la servici. Din potrivă. Cu alte cuvinte, care-i rugăciunea Domnului Iisus? Păzește-i de cel rău. Odată atinși de păcat, dragii mei, toată mărturia noastră și s-ar putea toată relația noastră cu Dumnezeu să fie pierdute. Am văzut încă din cartea Genesa că libertatea de alegere pe care Dumnezeu i-a dat omului nu i-o va lua nici măcar în rai. Nu i-o va lua. Dumnezeu nu trebuie să răzgândească, nu trebuie să scrie rate la planul lui. Și de aceea ne ține pe pământ deschise și noi suntem obligați să alegem între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Am fost trimiși, odată smulși din lume, ei nu sunt din lume, scoși afară din lume, asta înseamnă eclesia, adunarea celor chemați afară și suntem trimiși înapoi în lume. Cum? Păi noi ne adunăm ca să ne împrăștiem. Unde ne împrăștiem? În lumea aceasta. Și asta ne obligă la pasul cultural al viziunii noastre, la pasul cultural. Am văzut pasul exegetic, trecerea prin Scriptură, pasul teologic, comunicarea clară a adevărului sistematizat în context exegetice și canonice corecte și pe urmă pasul teologic în care trebuie să trăim lucrurile înțelese, auzite și înțelese. Pasul cultural, trăirea unei vieți creștine, integrate și relevante. Relevante. Unei vieți creștine integrate și relevante. Vom discuta despre asta un pic mai târziu, dar aș lua o evanghelie, pentru că mă interesează cuvintele Domnului Iisus și trimiterea Domnului Iisus Hristos. Matei este evanghelia leului din seminția lui Iuda. Da? Am patru evanghelii, dacă vreți, cele patru fețe ale ființelor din Ezechiel sau din Apocalipsa și cele patru aspecte ale unui singur întreg. Ori Matei este leul din seminția lui Iuda. Și uitați-vă cum începe. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. M-a nu amintit duminică. Fiul lui David, fiul lui Avram. Fiul lui David este verticală.
împăratul și împărăția lui. Fiul lui Avram este orizontală. Fiul lui David este cel care a câștigat binecuvântarea. Fiul lui Avram este cel care împarte binecuvântarea la toate familiile pământului. Dacă iau verticala, noi am trecut prin Matei nu de mult, așa că fug doar prin concepte, iau verticala, în primul rând mă interesează ce l-a interesat și pe Pavel, pe Saul din Tars, pe drumul Damascului. Cine ești, Doamne? Până când am răspuns la întrebarea aceasta, nu mă pot porni pe urmele lui. Verticala. Dar observați, pe verticala am trei lucruri. În primul rând o întrebare. Tu ești acela care trebuia să vină? Sau să așteptăm pe altul? 11:3 din Matei. Răspunsul vine din gura lui Petru în 16:16. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui nevăzut. Iar dovada vine prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Temelia menorei, care reprezintă biserica sau bisericile în Apocalipsa. Întrebarea, răspunsul și dovada. Și fiecare dintre noi putem veni înaintea Domnului Iisus Hristos cu întrebările noastre. Doamne, am auzit multe despre tine, dar nu pot să cred în tine. Nu știu cine ești. Dragii mei, ia cazul Iisus din Nazaret, ia dosarul lui și începi să răsfoiești. Unul din misionarii care i-am întâlnit 89 prin Apuseni, Jim Peterson, spunea: eu încă n-am citit cu nimeni Evanghelia după Ioan dincolo de capitolul 12 fără să întoarcă la Hristos. A, dar pentru asta trebuie să cunoști Evanghelia după Ioan. Pentru că Ioan scrie că noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să avem viață în numele Lui. Observați, verticala are de-a face cu împăratul și împărăția Lui. Dar cu cine ești, Doamne? Dar orizontala are de-a face cu misiunea împărăției. Ce vrei să fac? Și astea sunt cele două întrebări pe care Pavel le pune pe drumul Damascului. Când îl întreb pe Dumnezeu, ce vrei, Doamne, să fac? Vreau să fac ucenici. Și noi, ca biserică, plecând din Matei și Deuteronom, ne-am formulat bătălia pastoral-misionară în felul acesta. Dar asta înseamnă că trebuie să parcurg orizontala. Verticala este împăratul și împărăția lui, orizontala este misiunea împărăției. Observați cu ce începe toată povestea. Cu o chemare: veniți după mine și voi face pescari de oameni. Apoi cu o convingere: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și abia după aceea ai o trimitere. Pentru că noi suntem purtători ai lui Hristos. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, vei prezenta o farsă. Da? O imagine deformată. Un Hristos care nu trebuie la nimeni. Și atunci, fără convingerea respectivă, marea trimitere n-are absolut niciun rost. Există o chemare, trebuie să ajungi la o convingere și trebuie să termini sau să trăiești cu o trimitere. Dar să le iau pe rând. Capitolul 4, versetul 19. Domnul Iisus se plimbă pe marul mării și vede o barcă. Și cheamă pe cei doi: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Acum ei erau pescari. Asta era meseria lor, din asta își câștigau pâinea. De aici plăteau dările la romani. Da? La ce îi cheamă Domnul Iisus? La o schimbare radicală de paradigmă. Da? O schimbare radicală de paradigmă. În loc să pescuiești pești, acum trebuie să pescuiești oameni. O, trebuie să schimbi uneltele, modul de viață, trebuie să schimbi absolut totul. Sau, dacă ei îmbarcă pe vecinul tău, în timp ce pescuiești cu el, trebuie să-l pescuiești pe el. Nu-i așa? În timp ce pescuiești cu el, trebuie să-l pescuiești pe el. Și în felul acesta, vecinul meu, colegul meu de muncă, cel lângă care m-a așezat Dumnezeu, cei din familia mea, în primul rând, eu trăiesc cu ei ca să-i pot pescui pe ei, să-i pot câștiga pe ei pentru Hristos. Dar asta reclamă o radicală schimbare de paradigmă, o corectă definire a lucrării creștine despre care vom vorbi un pic mai târziu. Dar dacă mă gândesc la Matei, capitolul 6, versetul 33, nu ne-a învățat Domnul Iisus în predica de pe munte, citiți cu voce tare cu mine, ca la moșnița: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
trebuie să vă duc pe toți la moșnița, să veți acolo armată de oameni care citesc Scriptura și cântă împreună. Wow, m-am bucurat între ei. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Cum adică căutați mai întâi? Dar eu sunt pescar, Doamne, sunt barcă, plec să aduc un pești, să-i vând, să trăiesc. Fain. Nu e nicio problemă. Întrebarea este, mai întâi ce ești? Și întrebarea asta trebuie să mi-o pun și eu și tu, oricare, cu orice ne ocupăm. Mai întâi cauți împărăția lui Dumnezeu. Și lași pe Dumnezeu să-ți dea pâinea și îmbrăcămintea pe deasupra. Și El o face. Pentru că atunci când cauți împărăția lui Dumnezeu, nu poți să stai cu mâinile încrucișate în afacerile șefului tău, ci faci ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, tot ce faci. Și în felul acesta, într-un fel, cinstindu-L pe Domnul, El îți onorează credința, încrederea în El și te învrednicește să-ți împlinești misiunea, misiunea de preot al Lui. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Dumnezeu sau Domnul Iisus ne-a învățat o rugăciune foarte simplă, nu ca păgânii care borboroseau multe cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mai întâi, apoi vine pâinea noastră, cea de toate zilele și păcatele noastre. Mai întâi, eu sunt aici ca agent al lui Hristos, ca preot al lui Hristos, căutând mai întâi împărăția Lui, dorind să văd lărgindu-se împărăția Lui, împlinindu-mi misiunea. Dacă am fost chemat să fiu pescar de oameni, uitați-vă cum se termină cartea Matei. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Tot ce v-am poruncit. Începutul și sfârșitul. Chemarea și trimiterea. Dar fără convingerea din capitolul 16, dragii mei, veniți după mine, spune Domnul Iisus, și vă voi face pescar de oameni. Dar cine ești, Doamne? Cine zic oamenii că sunt eu? Păi, unii zic că ești Eremia, alții prorocul, alții. Dar voi, și Petru spune, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Observați trimiterea, zice, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă, faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Observați, a face ucenici, am putea să ne limităm la boteza și a învăța. Dar textul spune în ce să-i botezăm și ce să-i învățăm. Și accentul cade, dragii mei, pe în ce-i botez. A boteza înseamnă cufunda. Noi avem un botez și cufundăm în apă. Dar aici textul ne spune să-i cufundăm în numele Tatălui, a Fiului și a... Dar ce fel de mediu este acesta, numele Tatălui? Dragii mei, în Scriptură, numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh este tot ceea ce Triunul Dumnezeu a revelat despre sine în Scriptură. Cu alte cuvinte, baptistierul este Sfânta Scriptură, Genesa, Apocalipsa. Și atunci, a face ucenic înseamnă a-l cufunda în realitatea Trinității, în realitatea pe care Trinitatea a descoperit-o despre sine în Sfânta Scriptură. Baptistierul fiind Scriptura, ucenicizarea este un proces de o viață. Doar când îl vom vedea pe el, vom fi ca el. Până atunci suntem neterminați. Și atunci când e vorba de a învăța, dragii mei, învăța, nu-i ce fac eu în seara asta. Eu vă informez. Nici nu știu dacă auziți ce vă spun sau dacă pricepeți ce vă spun. Sunt concepte multe și vom galopa prin Scriptură. Dar spune, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și aici m-am bucurat să povestesc cu Costel, care iese cu tinerii de prin biserică la o cafea și discută cu ei. Dragii mei, așa se face ucenicia. Nu ținându-le conferințe, ci luându-i de mână, lăsându-i să pună întrebări, să-și pună frământările și doar în felul acesta crești. Sămânța încăzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Ori înțelegerea reclamă întrebări, îndoieli, frământări, da?
Și dacă n-ai loc pentru astea, tot ce ai auzit vine diavolul și fură sămânța. Fură sămânța. Și atunci observați care e tragedia. Am redus biserica la o oră și un sfert de conferințe. După care și noi credem că ne-am împlinit menirea față de Dumnezeu. Nu, nu. E mare lucru că avem familii unde nu putem fugi unii de alții. Depinde ce facem în ele. Ce facem în ele. Deci botezându-i în ceva și învățându-i să facă ceva. Și accentul cade pe partea, pe partea a doua. Observați, a boteza și a învăța este un lucru, dar a boteza în numele Tatălui și a învăța să păzească este cel mai important lucru. Și procesul ăsta este pornit cu copiii noștri. Observați, chemarea este aici. Dar la un moment dat, când ajungi la convingerea lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Nevăzut, atunci se întâmplă minunea, atunci te-ai întâlnit cu Hristos și atunci trimiterea are rost, pentru că acum ești purtătorul lui Hristos, îmi veți fi martori din Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Convingerea legată de cine este Hristos este absolut vitală, absolut vitală. Dacă nu știi cine este El, nu-i poți fi martor lui. Ești martorul unei idei, unei himere, unui chip deformat. Dar ca să fii martorul Domnului Iisus Hristos, trebuie să-L cunoști pe El. Și de aceea, acolo este punctul nodal în care verticala și orizontala se întâlnesc. Acolo te întâlnești cu Hristosul pe care îl vei duce pe urmă mai departe, cu tine și spre oameni. Noi ne-am formulat bătălia pastoral-misionară și citiți-o cu voce tare împreună cu mine. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea Lui. Prin puterea lui Hristos să fim să facem ucenici asemenea Lui. Contribuind la cunoașterea Lui și încurajându-ne la ascultare de El. Observați, cunoaștere și ascultare. Cine ești și ce vrei să fac? Cine ești și ce vrei să fac? Contribuind sau sporind și contribuind la cunoașterea Lui și încurajându-ne la ascultare de El. Dar ce înseamnă să fii preot? Dacă vă arde vreo întrebare, m-aș opri și aș fi bucuros să ascult, îmi trag și eu sufletul și eventual în felul ăsta și înțelegerea lucrurilor devine mai ușoară. Aștept întrebările la urmă. Ce înseamnă a fi preot? Dacă sunt eu, cel mântuit de Hristos, cel care am ajuns să-L cunosc pe El, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Nevăzut, și acum primesc trimiterea în lucrare, noi când ne rugăm pentru cei care sunt botezați, rugăciunea este practic includerea lor în ceata preoților. Da? În ceata preoților. Pentru că fiecare dintre noi, noi credem într-o preoție universală, fiecare dintre noi, în dreptul lui, cu darul lui, este chemat să facă lucrul acesta. Observați, un preot este ancorat în două realități, în mod concomitent. Umblă, dacă vreți, în două împărății. Pe de o parte, el este parte din împărăția lui Dumnezeu. Le-am dat cuvântul meu, lumea i-a urât, ei nu mai sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Am citat cuvintele Domnului Iisus. Noi aparținem împărăția lui Dumnezeu, dar suntem în trupul acesta. Și mă scol, mă duc la servici, am nevoie de pâine, îmi rezolv lucrurile prin curte, prin grădină, dragii mei, trăiesc și eu ca toți ceilalți oameni. Observați, suntem ancorați în împărăția lui Dumnezeu și în cultura în care ne-a așezat Dumnezeu. A fi preot înseamnă aparține la două realități. Întrebarea este cum să rezolvi tensiunea dintre cele două realități. Pentru că cele două realități mă așează în fața două mandate. Mandatul preoției și mandatul cultural vom veni. Problema noastră în general este schizofrenia, da? O viață schizoidă. Cu alte cuvinte, viața noastră este ruptă în două între sacru și profan. Peste săptămână sunt în domeniul profanului, muncesc,
mă fac compromisuri, fur, mint ca ceilalți, pentru că trebuie să-mi câștig pâine, așa este lumea în care trăiesc. Duminică vin și îmi pun masca și zic rugăciuni și cântăm cântări, da? Și asta este partea sacră din viața mea. Dragii mei, asta este tragedia în general a multora dintre noi creștinii. Și atunci întrebarea, care să fie soluția? O viață integrată și relevantă, în care cele două aspecte sunt adunate la oaltă. Întrebarea este cum? Le pot aduna în două feluri la oaltă, profanând sacrul sau sacralizând profanul. Profanând sacrul, deschizând ușa larg adunărilor noastre și invitând lumea de afară, o ducem cu noi, dragii mei. Gusturile noastre, felul nostru de a gândi, de a cânta, de a vorbi, de a... superficialitatea noastră, telefoanele noastre, preocupările noastre cu nimicul acestei lumii. Și în felul acesta am profanat sacru. Și Dumnezeu zice, mi-e scârbă de jertfele voastre, nu pot să sufăr mirosul de tămâie. Nu vreau luni noi, nu vreau sărbători unite cu nelegiuirea. Nu vreau, scrie în Isaia, capitolul 1. Sau putem adopta cealaltă variantă, să sacralizăm profanul. Cum se întâmplă lucrul acesta? Observați, omul este agentul cultural. Cultura este tot ce se întâmplă când eu trăiesc și mă mișc. Ce vorbesc, ce fac, ce construiesc în jurul meu, asta este cultura în care noi trăim. Și cultura, dragii mei, întotdeauna este pe măsura Dumnezeului care mișcă pe agentul cultural. Ori, odată cu căderea și alungarea din Eden, agentul cultural este stricat și cultura se strică. Și uitați-vă, nici nu ajung bine în capitolul 6 din Genesa și toate întocmirile gândurilor tuturor oamenilor sunt îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Ce s-a întâmplat? Când s-a stricat agentul cultural, cultura devine insuportabilă, dragii mei. Uitați-vă la lumea în care trăim. Și întrebați-vă, what's going on? Da, ce se întâmplă? Păi ne-am înstrăinat de Dumnezeu, l-am scos afară din viețile noastre și acum ne uităm în jur, la cum arată familiile noastre, slujbele noastre, orașele noastre, dragii mei, lumea în care trăim. Cum arată? E și groază să ne gândim în ce lume intră copiii noștri. Da, acum, Domnul Iisus Hristos a venit să repare agentul cultural. Să mă repare pe mine. Și de aceea, El nu mi-a zis, umpleți pământul, supuneți-l, stăpâniți peste peștii mari, peste... Asta este mandatul cultural. Omul face lucrul acesta că n-ar putea trăi altfel. Ce a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, cufundându-i în realitatea Trinității și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Observați, mandatul preoției are menirea de a repara agentul cultural. Și odată ce agentul cultural este reparat, totul începe să schimbe în jurul lui. Mai întâi este reparat el însuși. Are o minte nouă și o trăire nouă. Familia simte lucrul acesta. La locul de muncă începe să simte lucrul acesta. Societatea începe să simte lucrul acesta. Pentru că lucrul începe să se îndrepte. Odată lumina aprinsă de întuneric, întunericul, dragii mei, trebuie să fugă. Și eu am văzut lucrul acesta de-a lungul vieții mele cu cei care se întorc la Domnul Iisus Hristos din familiile lor necreștine. Dragii mei, mai devreme sau mai târziu se întorc la Domnul cei din familie. Lumina biruiește întunericul. Lumina biruiește întunericul. Două mandate. Mandatul preoției repară agentul cultural și pe urmă restul este un rezultat. Pentru că eu trăiesc etalându-L pe Dumnezeul care locuiește în mine. Nu sunt doar o mașinărie reparată, ci am un agent care vine, un stăpân care vine să locuiască în mine, un Dumnezeu. Eu sunt doar mănușa mâinii care vă poartă, casa locatarului care a venit să locuiască în viața mea. Dar asta mă ajută să definesc corect lucrarea creștină. Nu pot să uit o imagine. Eram la Londra împreună cu Nora și cu cei trei copii ai noștri, erau mici, și băteam muzeele, căram prin muzee cu noi,
Muzeul tehnic și muzeul de ceară, eu m-a interesat un pic, da? Pentru că steam la coadă și le cumpăram de mâncare. Dar să-i duci prin British Museum și să-i duci... Și era seara, veneam acasă și ne urcam pe tren, pentru că trebuie să merge până South End. Și era arhi plin trenul cu cei care lucraseră toată ziua, toți în costume, cravate, dragii mei, tăcuți, înghesuiți unul lângă altul, cu ziarele în mână. Habar n-am cum mișcau ziarele cu 25 de pagini sau câte aveau, le întorceau, să nu deranjeze pe celălalt. Și la fiecare stație, câte un ciopor din ei cobora. Și eu steam și mă gândeam, preotul sau pastorul a băut cafeaua cu bătrânelele toată ziua. Și-a povestit cu una, cu alta, s-a dus din nou, să facă vizitele pastorale. Și acum a venit ora 6:30. Vine biserica de la Londra. Și era în gară și își aștepta unei enoriașe, care erau negri de oboseală, da? Să înceapă lucrarea creștină. Și imaginea aceea m-a urmărit foarte multă vreme. Cineva mi-a pus o întrebare. Aș fi rugat pe Beni să definească lucrarea creștină. Asta a fost prima mea lucrare. I-am dat-o la frate Erțon să o citească. Creație, cădere, răscumpărare și lucrarea creștină. Dar concluzia ei este cea din fața voastră. Ce e o lucrare creștină? Citiți cu mine. Orice activitate legitimată de mandatul cultural, Genesa 1:28, care a fost subordonată conștient și creativ mandatului preoției. Observați cele două și tensiunea dintre ele? Care pe care? Mandatul preoției își subordonează mandatul cultural. Cu alte cuvinte, slujba mea este un vehicol. Slujba mea mă poartă pe tarlaua lumii, mă așează în mijlocul oamenilor ca să fiu lumină și sare în mijlocul lor și să dau socoteală de nădejdea care este în mine celor care mă întreabă. Da? Celor care mă întreabă. Și atunci, dintr-o dată, sunt un om liber. Pentru că lucrarea creștină nu-i să cânți în cor, nu-i să vii să ții predici, nu-i să vii la studiile de luni seara. Astea sunt importante și am putea discuta despre ele. Ci lucrarea creștină este viața mea de fiecare zi. Noi aveam o safir foarte mulți în anii 90 și atunci, nu știu, dar... Fasolea era fasole și mergea cu vailingul să adune fasole. Acum a adunat-o în pumni, că abia a mâncat o supă toată vara din tot ce a avut în grădină. Și în timp ce culegea fasolea, ea se trezește și zice, wow, eu fac o lucrare creștină. Da? Iar cel care ne-a scris un mail despre the best bean soup in the world, Steve Remy, vine... Și mâine îi faci. Vine mâine, da? Vine. Mămăliga nu i-a plăcut niciodată, da? Supa de fasole i-a plăcut foarte mult. Dar observați câte femei nu se scoală de 14 ori noaptea să alăpteze. Spală vase și iar spală vase. Și spală vase, spală haine și iar spală haine. Pentru că nu se gata veci lucrul acesta. Când ai 3, 4, 5 copii, casa e plină, mâinile sunt pline, caz de oboseală seara. Cum ar fi să te culci obosită și bucuroasă zicând, Doamne, mă bucur din toată inima mea că am împlinit lucrarea pe care mi-ai pus-o în mână. Dar dacă tu ești preoteasă sau preot mai întâi, atunci, în timp ce pui masa, te poți ruga pentru ea, poți să aștepți pe fiecare să vă adunați în jurul mesei. Și ce discuție extraordinară a avut Domnul Iisus în jurul mesei, dragii mei. Și atunci, întrebarea este cum subordonez conștient și creativ orice activitate legitimată de mandatul cultural. De ce legitimatul? Pentru că să vinzi droguri nu intră aici. Nici să distrugi, dragii mei, universul material și să calci în picioare totul nu intră aici. Ci conlucrarea cu Dumnezeu împreună în universul material, că am fost pus să administrăm universul material, dar care a fost subordonat conștient și creativ mandatului preoției. Dați-mi voie să vă aduc o imagine din lumea plantelor. Acum e toamnă, pădurea începe să ruginească și la sărbătoarea mulțumirii vom vedea dovleci și bostani și flori și frunze și tot felul de lucruri. Dar gândiți-vă primăvara, când încep să iasă frunzele
Și dacă aveți o grădină sau mergeți printr-o grădină, acum s-a întors familia Vaida din Australia, dragii mei, eu n-am văzut nicăieri în lume ce am văzut acolo, în grădinile lor. Extraordinar. Numai, cred că, Irlanda de Nord, care și-a dus din tot Imperiul Britanic tot felul de lucruri în palatele lor, acolo sunt lucruri extraordinare. Dar gândiți-vă că există o singură realitate deasupra lumii vegetale, lumină. Și există o singură realitate în toată lumea vegetală, toată diversitatea ei, substanța fotosintetizatoare. Când lumina întâlnește chipul ei din plantă, se pornește procesul vieții. Și e o minune. E o minune. Dar acum, gândiți-vă că există o singură realitate deasupra noastră și în jurul nostru. Lumina. Dumnezeu este lumină. În El nu este întuneric. În fiecare dintre noi există chipul lui Dumnezeu. Probabil ciobit, spart. Ce se întâmplă când lumina vine și umple tiparul acesta al chipului lui în noi? Începe procesul vieții, nașterea din nou. Observați, în toată diversitatea aceasta a lumii vegetale, o singură realitate de sus se întâlnește cu o singură realitate din fiecare plantă, pom și începe viața. Începe viața. Așa este și în lumea spirituală, pentru că însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Nu se pot dezvinovăți. Care să fie provocarea preoției? Citiți cu mine, ajutați-mă să vedem ce scrie aici. Să facem viața de zi cu zi altar al preoției noastre. Altarul preoției mele nu este între astea patru ziduri. Aici ne întâlnim, ascultați câte o prelegere, cântăm câte o cântare, ne mai rugăm de mână unii cu alții, ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar altarul preoției mele este în viața mea de zi cu zi. Dragii mei, dacă asta ar fi o realitate, dacă asta ar fi o realitate, realmente lumea ar da buluc să vadă ce s-a întâmplat cu noi. Dacă asta ar fi o realitate, să facem din viața de zi cu zi altar al preoției noastre. Cu alte cuvinte, să-L fac cunoscut pe Dumnezeu în toate aspectele vieții, în familie, în biserică, în comunitate, în țară, în lume. Da. Oriunde, lumină în cetate. Vorba lui Ovidiu. Da, lumină în cetate. Cetăți așezate pe un munte care nu pot să rămână ascunsă, pe care oamenii să-i privească, da, îi contestă. Lumea nu ne cunoaște, nu l-a cunoscut nici pe el. Dar ceva lipsește în lumea asta și acest ceva suntem chemați să aducem noi în ea. Sarea pământului, lumina lumii. Iar atunci când ne deschidem gura, dragii mei, foarte, foarte importantă contextualizarea. Și noi încercăm să contextualizăm lucrurile, dragii mei, acordându-le cu lumea aceasta și încercând să facem pe placul celor care n-au nimic cu Hristos. Încep să fie copiii noștri ăștia, adolescenții noștri, tinerii noștri. Să le facem în plac, să nu-i, pe plac, să nu-i pierdem, încercăm să le cântăm în strună. Și avem impresia că în felul acesta am contextualizat întâlnirile noastre. Da? Întâlnirile noastre. Vorba lui Paul Negruț, cu ce adun, cu a trebuie să ții. Cu ce adun, cu a trebuie să ții. Cu alte cuvinte, îi adun cu nimicuri, trebuie să ții cu nimicuri, pentru că ei nu vin la altceva. Dragii mei, oamenii au o profundă nevoie de Dumnezeu în ei. Și atunci când între noi este seriozitate, iubire de Dumnezeu și frică de Domnul, elementul ăsta trebuie să-i atragă pe oameni, iar care nu sunt ai lui, nu vor veni. Nu vor veni. Dar există posibilitatea de a reclama dezbrăcarea Evangheliei de orice haina tradiției.
ca să contextualizeze Evanghelia, trebuie să o dezbrace de orice haină a tradiției. Și atunci, întrebarea este, dacă mă gândesc la 1 Corinteni, capitolul 9, și mă uit la Pavel, Pavel, după ce s-a întâlnit cu Hristos, a ajuns la convingerea că cine ești, Doamne, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, ce vrei să fac, vreau să fii preot, el își ia în serios misiunea. Și uitați-vă cum și-o împlinește versetele 20 la 23 din 1 Corinteni 9. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Conlucrarea cu Hristos ține de mântuirea noastră. Vină după mine, îi spune lui Petru, tu vină după mine, ce-ți pasă, ce se va întâmpla. Și doar când sunt în jug alături de Hristos, cred în Hristos. Cred în Hristos, cred în misiunea Lui, cred în faptul că m-am mântuit ca să devin preotul Lui, ca să devin un preot pentru El. Pericolul. Pericolul este uriaș. Atunci când nu cunosc esența Evangheliei, pericolul este să pierd Evanghelia în timpul contextualizării. Pentru că mă joc cu franjurile, da? Muzica pe care o cântăm, felul în care ne organizăm, lucrurile pe care le facem și pierd esența ei, pentru că nu cunosc esența Evangheliei. Și atunci o primă nevoie pentru un preot este să știe care e mesajul pe care îl am credințat Dumnezeu. De pildă, Domnul Iisus Hristos spune, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iar în fapte 1 cu 8 zice, veți primi o putere și veți fi martori din Ierusalim până la marginile pământului. În 1 Corinteni 15, Pavel vorbind unei biserici cu multă înțelepciune a lumii și cu puțină înțelepciune a lui Hristos, bisericii din Corint, vine și expune în câteva versete esența Evangheliei. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am propovăduit-o, ați primit-o, ați rămas în ea, dar dacă nu o țineți așa după cum am propovăduit-o, degeaba ați crezut. Cu alte cuvinte, ați crezut, ați pornit bine pe drum. Bobul a germinat, dar a căzut în pământ pietros, în pământ spinos. Procesul a fost avortat. Viața s-a oprit. Altfel, degeaba ați crezut. Versetul 3. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Hristos a murit după păcatele, pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Dovada că a murit este îngroparea lui. A înviat a treia zi după Scripturi, dovada învierii sunt arătările lui. Esența Evangheliei este a murit și a înviat. A murit și a înviat. A murit pentru păcate și a înviat ambele după Scripturi. Cu alte cuvinte, n-a fost un accident, ci a fost planul, hotărârea lui Dumnezeu din veșnicii. Iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și înainte de întemeierea lumii, El a dezbrăcat slava și a venit Hristosul, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Și la împlinirea vremii, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Esența Evangheliei, dragii mei, sunt nu toți psalmii din Biblie, nu toate cărțile din Biblie. Esența Evangheliei este moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, ancorate
cufundate, înrădăcinate în Scriptură. În Scriptură. Din Genesa 3 cu 15 până în Apocalipsa, dragii mei. Dar dacă, într-adevăr, am înțeles esența Evangheliei și mă țin de ea, dovada acestui fapt se materializează în două lucruri. Într-un om nou și o comunitate nouă. Într-un om nou și o comunitate nouă. Dați-i voi să le iau pe rând. Moartea Domnului Iisus Hristos ne obligă la dezbrăcarea omului vechi. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta, rea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în toate aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, mânie, vrășmașie. Și textul continuă. Observați, moartea Domnului Iisus Hristos pentru păcate mă obligă să dezbrac păcatul. Altfel, moartea lui n-are nicio valoare pentru mine. Eu nu pot fi cu Hristos și cu păcatul. Păcatul este dovada credinței în diavolul și a necredinței în Hristos. Ne spune Domnul Iisus însuși în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Dar învierea Domnului Iisus Hristos ne obligă la îmbrăcarea omului nou. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Și textul continuă, dragii mei, continuă cu dezbrăcarea și cu îmbrăcarea omului nou. Un om nou, un om care se modelează întru chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și o comunitate nouă. Dar observați, numai oamenii noi fac o comunitate nouă. Numai oamenii noi fac o comunitate nouă. De pildă, de spune două lucruri care se întâmplă într-o comunitate nouă. În primul rând, suntem chemați să veghem unii asupra altora ca să nu ne împietrească păcatul prin înșelăciunea lui. Și de aceea, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Zile trecute mă sună cineva și cu îndoială. Zice, am găsit în Biblie o mulțime de întrebări, o mulțime de texte care vin și îmi promit lucruri de felul ăsta și nu-L văd pe Dumnezeu împlinindu-le. Și am zis, e adevărat, și eu le știu pe toate astea. Orice veți cere după voia mea. Dar l-am cerut. Ce ai cerut? Ce înseamnă orice? Înseamnă o limuzină? Înseamnă un apartament cu 4 camere? Înseamnă un palat? Înseamnă sănătate în trup? Înseamnă... Ce înseamnă orice? Dar ceea ce m-a surprins este în 1 Ioan, capitolul 5, am citat versetul 14, îndrăzneala pe care avem la el, este că dacă cerem ce după voia lui ne ascultă și dacă știm că ne ascultă, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viață. Dacă este un păcat care duce la moarte, nu zic se roage pentru păcatul acesta. Știm că suntem din Dumnezeu și textul continuă, zice, cel născut din Dumnezeu ne păzește și cel rău nu se atinge de el. M-am oprit lângă, suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut, pentru că noi ne imaginăm așa, Doamne, mă rog să-mi repar mașina de spălat. Mulțumesc frumos, știu că e reparată și apăs pe buton și trebuie să meargă. Da? Și mie mi s-a întâmplat. Aveam copii mici, eram ocupat, mașina de spălat s-a stricat, nora a venit la mine, m-am dus în baie și am pus mâna pe ea, că n-am știut ce să fac. Și am zis, Doamne, Tu poți repara mașina asta? Și nora a pornit-o și a plecat și s-a folosit de ea. Dar ce m-a surprins este, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Atunci când îmi lipsește un lucru și vin la Dumnezeu, și aici e vorba de ridicarea fratelui meu căzut în păcat, și știu că e voia Tatălui să nu piară unul din acești micuți, clar că sunt în voia Lui. Da, dar Dumnezeu i-a dat libertate de alegere.
Și mă pot ruga de dimineața până seara, dragii mei, pentru că El nu încalcă libertatea de alegere a omului. Și El mi-a spus că numai dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățe de orice nelegiuire. Și atunci ce să mă fac? Îl văd pe fratele meu, încep să mă rog, pentru că e un păcat care nu duce la moarte. Cu alte cuvinte, nu l-a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și n-a batjocolit Duhul Harului și n-a pângărit sângele legământului. Dar ce înseamnă că și stăpân, eu am zis rugăciunea, știu că sunt în voia lui Dumnezeu și mi-am liniștit inima. Dragii mei, dacă e stăpân pe un lucru, inima ți-e liniștită. Nu mai trebuie să-l aduci înaintea lui Dumnezeu. Lasă-l în mâna lui și vezi de viață. E treaba lui cum răspunde, când răspunde. Pentru că el nu poate călca în picioare libertatea de alegere a omului. Dar observați, Dumnezeu ne-a pus la oaltă să veghem unii asupra altora, să împlinim textul acesta. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te, mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, l-ai câștigat, dacă nu ia cu tine în doi sau trei, și dacă nu, spune-l bisericii. După care, îl lași în mâna Domnului. Tu ți-ai liniștit inima, ți-ai împlinit datoria. Restul e treaba Duhului Sfânt, dragii mei. Și Duhul Dumnezeu știe cum să lucreze la viețile oamenilor. Și na, 2 Corinteni zice, primiți-l înapoi, să nu fie doborât de prea multă întristare. Deci, în primul rând, suntem acolo să nu ne împietrească păcatul. E mare binecuvântare să aparții trupului lui Hristos, să fie cine se roage pentru tine. E mare binecuvântare. Dragii mei, noi am trecut ca familie prin o mulțime de probleme. Când Julie era bolnavă, veneau vecinii, Nora trebuie să plece, să era cu cancer, ultimul stadiu, și veneau vecinii și zice, nu știm ce religie aveți, dar noi n-am mai văzut așa ceva. O biserică întreagă, în fiecare zi, 3 feluri de mâncare, cu toate rețetele pe ea, pentru că el nu putea mânca decât... În fiecare zi, o biserică întreagă, dragii mei, când Filip a fost bolnav, cum de biserica din Iris, luni de zile, au putut să se întâlnească în fiecare seară la rugăciune? Nu a fost prea mult. Ce s-a întâmplat? Observați, mare lucru să aparții trupului lui Hristos, dar mai este încă ceva, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Noi nu suntem aici să ne apărăm tot timpul, dragii mei, cu scuturile ridicate, ci suntem aici să dăm pâine în loc de piatră celor care ne lovesc, celor care ne... Ca în vremea cercetării, Dumnezeu să se îndure de ei. Provocarea preoției, să-și încheia cu asta. Viața de zi cu zi este altarul preoției mele. Dacă încheind această alergare prin viziunea împărăției, doar atât aș lua cu mine. Să încerc o săptămână. Primul lucru pe care îl fac când mă scol dimineață și am mulțumit lui Dumnezeu pentru odihnare peste noapte, să zic, Doamne, am înțeles, mi-am luat haina de preot în adâncul meu și așa vreau să plec în ziua de astăzi. Vreau să-mi deschid ochii, să nu trec pe lângă oportunități, să fiu lumină și sare, să-mi cer iertare când trebuie, să te reprezint cu cinste. Și seara când mă întorc, să pun capul pe pernă, liniștit și bucuros, indiferent cum va opera Dumnezeu prin lucrurile prin care am trecut. Asta înseamnă să am îndrăzneală la El și să mă liniștesc odată ce am pus lucrurile în mâinile Lui. Voi care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Spune textul. Dovada? Domniei lui Hristos în viața noastră. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă poruncesc eu?
Ori El ne-a dat o singură poruncă, să fim preoți iubindu-ne unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. O singură poruncă, nu 100, nu 13, dragii mei, nu 613, o singură poruncă în Ioana, o poruncă nouă, o poruncă nouă. Dați-mi voi să trag concluziile. Am avut câteva lucruri înaintea noastră, scopul, viziunea, programul, le-am discutat trecut, am revenit la viziune ca să detaliem pasul teologic și cultural. Am văzut uneltele, cei care pornesc pe urmele noastre, sunt pe de-o parte, uneltele sunt programa de studiu, te ajută să parcurgi o carte, în fiecare carte o găsești, în fiecare carte programa de studiu. Apoi, cel puțin în Deuteronom, în Shema Israel, Anca m-a rugat să vă spun că tocmai a dat-o la tipar, a dat BT-ul astăzi, astea le-am adus de acasă eu, că atâtea mi-au mai rămas, două, dar sunt comentariile și va fi pe Deuteronom, am retipărit Isaia, avem Ioan, psalmii regali mesianici sunt la tipar și încercăm să ținem pasul cu anii de studiu, nădăjduim dacă o să avem resurse ca să le tipărim pe toate, să le putem pregăti pe toate. Dar ținta, țineți minte, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, prin orice, purtați de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului, să creștem în dragoste, în devenirea noastră cristică, asemenea Lui. Stabilitate doctrinară, integritate în caracter și disponibilitate pentru slujire, asta este un creștin. Știe ce crede, știe cum trăiește și se bucură să slujească cu tot ceea ce Dumnezeu îi pune în mână. Scopul nostru și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Scopul nostru. El a venit și ne-a dat pricepere să-L cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Iisus Hristos este Cel adevărat și viața veșnică. Viața veșnică, dragii mei, nu e ce este noi, ci este o persoană. Persoană. Viața veșnică este o relație cu sursa, vieții, cu sursa vieții. Am trecut prin pasul exegetic, teologic și cultural și am văzut că pasul exegetic mă ajută să-L cunosc pe Hristos, pasul teologic adună adevărurile în concepte clare și am văzut, se poate vorbi 5 minute din cărți mari, dacă le-ai adunat la oaltă, dacă ai făcut mai întâi analiza și apoi ajuns la sinteză. Și pe urmă, pasul cultural este where the rubber hits the road, trăirea de zi cu zi. Auzim, înțelegem și trăim cuvântul lui Dumnezeu. Pasul exegetic, cunoașterea lui Dumnezeu din întregul planurilor sale revelate în Scripturi. Pasul teologic, comunicarea clară a adevărurilor Scripturii. Și pasul cultural, trăirea unei vieți integrate și relevante, în care sacralizăm profanul, nu profanăm sacrul, dragii mei. Nu profanăm sacrul. Mă uit la nepoții mei. Te-ai rugat când se așează la masă? Am profanat sacrul. Și pentru că eram cu nepoțica la masă, am luat sămânța de măr. Și am întrebat-o, cum se poate, ce este în sămânța asta ca să devină un copac și să-mi dea 100 de mere în fiecare an? Ce taină este ascunsă în sămânța asta? Wow! Oare cine a făcut-o? Și atunci? Dragii mei, așa profanăm cântările, așa profanăm predica, așa profanăm viața. Titi, ce scrie acolo? Pasul exegetic, programul de studiu. Țineți minte, asta stă înaintea noastră. 7 ani, coloana vertebrală a Scripturii. Costel, mă bucur că ai trecut prin toate. Acum, dacă puteți trece și cu biserica prin ea, ferice de voi. Dacă nu, găsiți o altă cărare prin Scriptură. Dar
important să știi de unde vii și unde mergi. Și ce e foarte important este că eu progresez prin lucruri care realmente mă interesează. În anul întâi, cum pot intra în relație cu Dumnezeu? Deuteronom 30:6, Domnul vă va tăia împrejur inima și veți păzi și veți asculta și veți iubi pe Domnul. El trebuie să facă ceva în viața mea. Tăierea împrejur a lui Hristos, nu făcută de mână, da? Sau, dacă vin în anul 2, Doamne, m-ai mântuit pentru ce? Cum trăiesc în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt să nu profanez sacrul, relația mea cu Dumnezeu, prin neglijența mea, prin superficialitatea mea? Dar de ce m-ai mântuit? Pentru că am nevoie de tine. Vino în jug alături de mine. Care sunt condițiile conlucrării cu Dumnezeu? Dar, Doamne, eu trăiesc în trupul acesta atins de păcat. Care sunt pericolele care amenință relația și preoția mea? Că atunci când relația mea e ruptă, preoția mea e praf. Nu mai folosesc la absolut nimic, dragii mei. Și anul 4 mă duce în numeri la dezastru, la păcatul cu voia, în evrei, mă duce în corinteni, o biserică plină de păcat în anul 4, anul 5. Doamne, văd pericolul, înțeleg, dar cum să levit? Răspunde cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu. El ți-a dat tot, dă-i și tu tot. Iubește-L cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul tău. Anul 6, bine, Doamne, dar dacă fac lucrul acesta, la ce îmi folosește? Ce câștigam? Ce promite Dumnezeu celui care răspunde cu credincioșie la credincioșia Lui? Și se promite pe sine, dragii mei. Iar anul 7, dacă am curajul lui Daniel cel puțin să nu vorbesc de Domnul Iisus Hristos, să zic, nu mă spurc, nevăzutul descinde în cotidianul vieții mele și voi domni împreună cu Hristos, da? În veacul acesta și în veacul viitor. Și atunci observați, trecerea într-un fel mă ajută și să-mi lămuresc concepte foarte importante pentru viața mea, dar respect contextul exegetic al cărților, pălimarul, ca să nu stric adevărul, să nu deformez adevărul. Eu stau în câte o carte și nu la întâmplare, ci încercând să parcurg un drum. Dacă mă gândesc la anul întâi și cu asta aș termina, nici nu știu cât e ceasul, când am uitat telefonul pe scaun. Și 10. Dacă n-ați murit, înseamnă că mai am 20 de minute. Doar ca să mușcăm din anul întâi, cum intru în relația cu Dumnezeu, observați toată Scriptura, cărți din Scriptură și o bază vechi testamentară solidă și destul de solidă, e Deuteronom, Isaia, două cărți grele și pe urmă este Ioan, Evanghelie și Psalmii, regal mesianici. Dacă iau Deuteronomul doar să îl pișc, să am înaintea mea o imagine, un cuier pe care merg, uitați, ăsta e Deuteronomul. Deuteronomul începe cu un prolog istoric, primele 4 versete. Uite ce a făcut suzeranul pentru tine în toată vremea asta. Și acum ascultă-i porunca și decalogul, cele 10 porunci în capitolul 5. Tot restul Deuteronomului este detalierea decalogului. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Apoi sunt implicațiile legământului și schimbarea ștafetei. Asta e tot de cartea Deuteronom. Dacă ai imaginea și crezi în ea pentru că ai construit-o pas cu pas, dintr-o dată 34 de capitole se adună înaintea ta și te poți orienta. E o artă pe care să călătorești. Dați-mi voie să mă mut în Isaia. Isaia are o introducere, primele 6 capitole și are o încheiere, capitolul 63 la 66. După care există un culoar istoric și un culoar profetic. În culoarul istoric am inima omului. Și am doi împărați, pe Ahaz și pe Ezechia. Și în culoarul profetic, pentru că Ezechia trage obloanele, după mine potopul, da, capitolul 39, Isaia întoarce spatele istoriei și sare cu 170 de ani mai departe în istorie și începe să vorbească despre vremuri care vor veni. Mai întâi despre repatrierea din robia babiloniană, apoi din perioada mesianică și alunecă până în perioada escatologică. Observați, toată cartea Isaia este aici. Acum, esența unei cărți profetice e construită pe trei ingrediente majore.
Nelegiuire, pedeapsă și totuși mântuire. Profetul vine pe scenă când relația cu Dumnezeu este pe punctul de a se rupe ca să dovedească nelegiuirea, vinovăția. Odată nelegiuirea dovedită, pedeapsa este inevitabilă. Și în ce vaiurile profetice. Aici am o sală de judecată. În Isaia așa începe. Dumnezeu cheamă martorii, cerul și pământul la judecată și judecă poporul, dragii mei. Dar odată judecata rostită, pedeapsa este inevitabilă, pentru că plata păcatului este moartea. Și atunci se ridică o întrebare fundamentală. Cum de totuși un Dumnezeu drept poate vorbi despre mântuire? Asta e un paradox. Care e explicația? Și explicația este una singură. Cineva trebuie să ia pedeapsa mea asupra lui. Și ăsta este robul Domnului. Isaia 53, Isaia 63 sunt cântările robului. Acum, dacă mă uit la carte, cartea este foarte interesant scrisă. Mai întâi am primele 9 versete. Cartea este scrisă din acest punct, anul 701, când Ezechia întoarce spatele lui Dumnezeu, după mine potopul. Da? Bă, cel puțin în timpul vieții mele va fi bine, zice el, uitând că șade pe tronul lui Dumnezeu și reprezintă pe Dumnezeu și planurile lui. Și atunci, din momentul acela, Isaia zice, îmi pare foarte rău, adună toată cartea în primele 9 versete, în primele 6 capitole, în primele 39 de capitole sau în 66 de capitole. Este exact ca și Biblia, 66 de cărți, 66 de capitole, 39 vechiul, 27 noul. Cele 27 sunt cele 27 care țin de culoarul profetic. Și ultima carte cu care să închei, Evanghelia după Ioan, începe cu o afirmație. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața, viața era lumina oamenilor. O afirmație nu mântuiește pe nimeni. E o simplă informație pe care o poți repeta, dar nu te ajută la nimica. Ca să fii mântuit, afirmația trebuie să devină convingerea și declarația ta personală. Și în capitolul 20 cu 29, Toma cade la picioarele Domnului Iisus, zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Cu 8 zile înainte spusese, nu, dacă eu nu pun degetul în palma lui și palma în coasta lui, nu voi crede. Nu voi crede. Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cu alte cuvinte, e o diferență? Unii au pipăit cuvântul întrupat. Noi suntem chemați să răsfoim cuvântul scris. Da? Noi suntem ca nevăzătorii, ca cei scrie în Braila, cuvântul scris. Aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Dar întrebarea este, cum se ajunge de la o afirmație la o declarație, la o convingere personală, mântuitoare? Printr-o demonstrație. Și asta este toată cartea Ioan. Este o demonstrație și la urmă, e un capitol mai ciudat, capitolul 21, mă duc să prind pește. Foarte important. Pentru că, practic, Ioan nu te lasă să ieși din expoziția de tablouri fără să-ți verifici credința. Pentru că nu orice credință mântuiește. Există credință drăcească, zadarnică, neputincioasă și moartă. Și există și credință mântuitoare. Cum verific credința mea? Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți că Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Și atunci întrebarea este, cum anume îmi demonstrează sau mă ajută Ioan să mă mut de la, să mă mișc de la o afirmație la o declarație personală? Și uitați-vă demonstrația lui. Iisus Hristos este adevăratul miel, adevăratul Moise, tradițiile astea un pic mai încoace, s-au deplasat. Adevăratul miel, adevăratul Moise, adevăratul Paște și adevăratul Exod. Cu alte cuvinte, toată cartea Ioan este așezată pe paradigma Exodului și dintr-o dată, anul 2, mi se oferă de la sine.
Pentru că n-am unde să plec din Ioan decât în Exod. Dar de Exod este lipit Leviticul și atunci observați cum se înșiră lucrurile, se aliniază lucrurile unele după altele. El este adevăratul miel, adevăratul Moise, adevăratul Paște și adevăratul Exod. Exod, ieșire. Ieșire nu din robia lui Faraon, ci din robia păcatului, din înstrăinarea noastră față de Dumnezeu. Anul întâi, Deuteronom, Isaia și Ioan. Și acum, lunea viitoare va trebui să începem să desfacem Deuteronomul. Deuteronomul, după care ne mutăm în Isaia. Nu uitați, cât s-a citit Deuteronomul săptămâna asta? Wow! Nora și-a des glasul, că ieri nu avea glas și mi-a terminat și mie cartea până în capitolul 34. Și este extraordinar că dacă vii cu cartea citită, probabil că ai întrebări în ea și întrebările sunt binevenite. Acum, mulțumesc că nu mi-a spus nicio întrebare și am putut să termin o alergare prin viziunea împărăției. Dar dacă sunt întrebări, cu bucurie. Alex? Da, sunt câteva întrebări de pe internet. Fratele Sami Ghica întreabă: cum evaluezi eficiența mandatului preoției la serviciu, spre exemplu? Prin câți oameni se convertesc? Foarte bună întrebare, Sami. Și cum nu pot eu converti oameni, ci treaba Duhului Sfânt. Ți-aduc aminte doar de versetul care l-am citat din 1 Ioan. Îndrăzneala pe care o avem la el este că cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Ori eu cred că rolul meu acolo la servici, la locul meu de muncă, Sami, este să fiu lumină și sare, da? Să fiu preot. Ăsta este rolul meu. Și de multe ori o să trebuia să-mi cer iertare, pentru că mi-am ieșit din pepeni sau am ridicat glasul, sau... dar dacă mă rog și îmi trăiesc viața de creștin și mă rog pentru ai mei, pentru cei din jurul meu, restul e treaba lui Dumnezeu. Eu sunt stăpân pe lucrurile pe care le-am cerut, pentru că le-am pus în mâna Domnului și El știe cum să lucreze. El nu va viola libertatea de alegere a nimănui din jurul meu, nici a copiilor mei. Și atunci, nu știu dacă aș putea să contabilizez numărul de convertiți. Ce e un convertit? Păi un convertit îl află doar la sfârșitul drumului, nu la începutul drumului. Drac intri în apă, drac ești din ea, da? Da? Ritualurile nu mântuiesc pe nimeni. Și atunci, fii credincios până la moarte și îți voi da culuna vieții. Care dintre noi vom fi acolo? Pe de altă parte, când citiți Tesaloniceni, slava lui Pavel înainte, la venirea lui Hristos, sunt tesalonicenii, sunt cei care la propovăduirea lor s-au întors la Hristos. Treaba Domnului este să îi păstreze în har. Dacă ei primesc mântuirea în termenii pe care Dumnezeu îi oferă, adică în mijlocul bisericii și rămân în adunare. Sorina Antonese întreabă: dacă planul din veșnicie a fost moartea și învierea lui Iisus, cum interpretăm atunci rugăciunea din Ghețimani? Depărtează de la mine paharul acesta. La rugăciunea din Ghețimani aș adăuga și rugăciunea lui din Evrei, capitolul 5. El este acela care în timpul vieții lui cu rugăciuni și strigăte mari către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat, da? Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, potrivit pentru mântuire, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Ce s-a rugat în Evrei Domnul Iisus? S-a rugat ca să nu fie atins de păcat. Pentru că dacă ar fi fost atins de păcat, da, de aceea cu rugăciuni și strigăte mari către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat, așa a devenit o jertfă de ispășire pentru toți. Acum în grădina Ghețimani, el se află în fața morții fizice. Da? Este la sfârșitul drumului. Zice: Tată, dacă este cu putință să treacă paharul acesta de la mine, dar se oprește, zice, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Puțin mai devreme, de pildă, în capitolul 12 din Ioan, zice: dacă grăuntele de grâu care cade pe pământ nu moare, rămâne singur. Dacă moare, aduce mult rod.
Și pe urmă zice, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus știa exact pentru ce a venit. E foarte interesant, când El intră în apa botezului, 33 de ani, și Ioan încearcă să-L oprească și zice, lasă-mă, Ioane, să împlinim ce trebuie împlinit. Și El se botează, abia atunci se deschide cerul și Tatăl zice, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Pentru că El a putut să nu se identifice cu omenirea, să nu intre în apa botezului, să nu vină din Galileea în Iudeea. El însuși spune, nimeni nu-mi ia viața. Asta este porunca care o am de la Tatăl. S-o dau sau s-o iau? Sunt absolut liber. Și atunci aici vezi agonia Lui în fața paharului, potirului, cu păcatele întregii lumi. El, Dumnezeu, imaculat, nevinovat, de trei ori sfânt, s-a făcut păcat pentru noi. Imaginați-vă oroarea, groaza, durerea. Sufletul meu este tulburat și ce voi zice? În niciun caz, cred că Domnul Iisus n-a fost nici surprins de Iuda și de vânzător și de ostaș și de... N-a fost... Nu trădare l-a dus la moarte, ci El a mișcat lucrurile în așa fel încât toate se împlinească la ceasul hotărât de El. Sora Dana Tămaș a pus o întrebare ce a fost adresată de către un adolescent cu care lucrează. Cum vor fi judecați oamenii care au trăit în triburi izolate și nu au avut ocazia să audă Evanghelia? Roman, capitolul 2, are un răspuns la asta și poate că ai putea să-l citești, să-l citești. Roman începe cu trei capitole negre. Imoralul, moralizatorul și iudeul, da? Și vine și condamnă pe toți trei. Nu numai că le fac și găsesc de bun pe cei ce le fac. Tu care judeci pe altul și care faci același lucru, ăsta e moralizatorul. Și iudeul, tu care te numești iudeu. Și vine și trage concluzia, toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care de Dumnezeu, fără lege, fără merite, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și atunci, eu cred că Dumnezeu, în bunătatea Lui, e destul de înțelept să nu condamne niciun nevinovat și să nu mântuiască niciun vinovat. În sensul că unul care s-a încăpățânat și l-a refuzat și l-a călcat în picioare pe Fiul Lui. Și atunci ai treaba lui Dumnezeu cum se raportează la cei care n-au auzit Evanghelia. Dar spuneam la început că legea lui Dumnezeu este înscrisă în conștiința noastră. Toți am fost creați după chipul lui Dumnezeu, indiferent unde am trăit în istorie, în ce junglă am trăit. Toți suntem persoane create după chipul lui Dumnezeu. Noi nu descindem din cimpanzeu, dragii mei, nici din orangutană. Nu, nu, nu. Noi suntem creați de mâna lui Dumnezeu, descindem din Adam și Eva, din grădina Edenului. Și atunci, întrebarea este, ce informație a pus Dumnezeu în mintea mea? Imaginați-vă că voi veni la judecate și voi spune, Maestate, eu n-am auzit nici de legea ta, nici de Hristos. De ce mă judeciți vinovat? Și Dumnezeu îi va răspunde, în ordine. Știu unde ai trăit, știu ce știi, dar cum ar fi să te judec după judecățile morale pe care le-ai rostit de-a lungul vieții tale? Cu alte cuvinte, când strigi la cineva că ți-o intrat în față sau te superi pe vecinul că ți-o luat un pom de pământ sau că ți-o luat o oaie sau că... Și atunci, în mânia ta, tu rostești judecăți de valoare. Și pentru că nimic nu e ascuns, viața ta începe să deruleze și Dumnezeu numai pac, 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 scoate judecățile de valoare. Deci după legile astea ai judecat pe cei din jurul tău. Cum ar fi să te judec pe tine după aceleași legi? Și de aceea nimeni nu va fi socotit nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în baza legii care le-a scris în conștiința ta, tu ești vinovat. Pentru că tu care judeci pe altul, faci același lucru ca și el. A, că le faci pe ascuns, că te știi să porți masca. Nu, nu. Înainte de Dumnezeu toate astea nu au valoare. Și atunci vă dați seama,
că n-am nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Pot să mă scuz cu ce vreau. Doamne, eu am trăit într-o altă epocă, am trăit în junglă, n-am auzit, n-am văzut, n-am știut. Ba? Tot ce trebuia să știi era scris în conștiința ta. Dar acum, Dumnezeu, într-un fel, deci celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Wow, ce înseamnă prin stăruința în bine? Dumnezeu te va judeca în baza informațiilor pe care le ai, nu în ceea ce nu știi. Și atunci, din punctul de vedere, eu cred că trebuie să dau crezare lui Dumnezeu. Și am un argument foarte important pentru mine, nu toată lumea îl cred. Dar Petru spune că Domnul Iisus Hristos a fost omorât în trup, dar viu în duh, s-a dus să provodească duhurile de închisoare, care fuseseră răzvrătite în zilele lui Noe, când se făcea corabia. Erau aleșiul cele, potopul, i-o mătura pe toți, da? Ca și uraganul Milton sau Helen, sau care acum au făcut ravagii în Statele Unite. Dar atunci a fost un potop universal. Și observați, pentru că în vremea când se făcea corabia, era un singur om neprihănit, care bătea cu ei și dădea cu smoală. Scriptura spune că când Evanghelia Împărăției va fi propovăduită până la marginile Pământului, atunci va veni sfârșitul. Cei care n-au auzit, Dumnezeu și lor le dă un har, da? O generație. O generație de 100-120 de ani, cât au așteptat venirea potopului. Și atunci, dacă până acolo merge Dumnezeu, atunci cu siguranță nu va condamna niciun nevinovat. Dar Dumnezeu te va judeca după informația pe care ai avut-o. Fratele Pavel întreabă, cum ar trebui să înțelegem prezența lui Moise la schimbarea la față a Domnului Iisus pe muntele Tabor, deși Dumnezeu jurase că el nu va intra în țara Canaan? A intra sau nu intra în țara Canaan nu e legată neapărat de mântuirea sau nemântuirea noastră. Și este o diferență între Moise și probabil mulți alții din generația respectivă, pentru că nu te omoară Domnul, chiar dacă te pedepsește, îți dă vreme de gândire și pocăință. Și numai Dumnezeu știe cât s-au pocăit în cei 40 de ani. Dar acolo ai o generație despre care Moise vine și spune, în primul rând se-mi aduc aminte doar de Core, Datam și Abiram. Core arde de viu înaintea Domnului cu cei 250. Datam și Abiram îl sfidează pe Moise și Moise rostește un cuvânt interesant. Nu le ține în socoteală darul. Cu alte cuvinte, indiferent ce ar mai fi făcut, nu aveau iertare înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că templul fusese transformat într-o peșteră de tâlhar sau cortul întâlnirii în cazul acesta. Și atunci cei care mor cu păcatele pe ei, din câte înțeleg eu Scriptura, acesta este păcatul cu voia pentru care nu este iertare, nu rămâne nicio jertfă pentru păcate. Păcatul este toarta de care te prinde diavolul și te duce cu el. Și de aceea lată e carea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Dar cum a fost întrebarea? Alex. Cum ar trebui să înțelegem prezența lui Moise exact, la schimbările față? Exact. Prezența lui Moise. Moise este pedepsit de Dumnezeu cu o pedeapsă omenească, nu intră în țară. De 40 de ani visea la chestia asta. Și el pe muntele Nebo vede țara, Dumnezeu îl îngroapă în vale, nimeni nu știe unde este. Dar îl văd pe muntele schimbării la față și atunci neintrarea în țară nu înseamnă în mod automat și nemântuirea, da? Neintrarea în țară. Pentru că îl văd pe Moise, care n-a intrat în țară, probabil Aron este acolo. Pedeapsa lor a fost pentru că nu m-ați proslăvit, nu m-ați cinstit înaintea poporului, nu m-ați slăvit înaintea poporului, nu veți intra în țară niciunul și celălalt. Dar îl văd și pe Moise și pe Ilie. Acum, prezența lui, ridic o altă întrebare. Ce se întâmplă cu cei care închid ochii când Duhul se duce la Cel care l-a dat? Ce se întâmplă cu mine? Și sunt două teorii, teoria dormirii și teoria conștiinței. Ori prezența lui Moise pe muntele schimbării la față pledează pentru teoria conștiinței, sufletele de sub altar care strigă,
Lazar și bogatul vorbesc în aceeași direcție, tâlharul de pe cruce. Și asta îmi spune că, practic, lui Moise a părut rău, în Deuteronom de 5 ori îl roagă pe Domnul. Este cântecul de lebăda lui Moise. Și Domnul la urmă zice, să nu te mai aud, nu mai vorbi de lucrul acesta. Și îl duce pe muntele Nebo. Dar se încheie Deuteronomul, n-a fost niciun om pe pământ pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Moise are un loc absolut special în poporul lui Dumnezeu. Sora Claudia Pereț întreabă, de vreme ce suntem chemați să-L cunoaștem pe Domnul și să-L facem cunoscut, de ce nu se prioritizează în adunări a ști toți să evangelizăm de la persoană la persoană? N-am înțeles întrebarea foarte clar. Dacă am înțeles bine întrebarea, practic, de ce nu se echipează oamenii și biserica ca să poată să evangelizeze, să ucenicizeze de la persoană la persoană? Așa e întrebarea. Întrebarea e mai clară. Acum, Dumnezeu a dat bisericii apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Ce am făcut noi? Am întors toată povestea invers. Și rangul cel mai mare îl are păstorul învățător sau învățătorul păstor. Ăștia luați așa mai minori, de ăștia nici nu discutăm. Dacă discutăm despre proroci, umblăm prin bălării în zilele noastre de foarte multe ori. No, dar rolul bisericii este, suntem aici de dragul celor de afară. Și atunci, în mod normal, dacă există, de pildă, un dar de evanghelist, că astea sunt oameni daruri, atunci acolo se întâmplă această echipare, știi? Și gândiți-vă numai la misiunea în cetate, la Ruben Marian și la întâlnire de acolo. Și eu cred că o biserică sănătoasă ar trebui să aibă oameni în toate aceste domenii, cel puțin evanghelizare pastorală și învățătură, să crești în ele. Întrebarea Claudiei este reală. Când mă duc aminte de anii 80, sfârșitul anului 70, anii 80, cu băiatul ăsta care vine, sau bătrânul ăsta care vine, că e de vârsta noastră acum, și de foarte multe ori întâlnirile noastre erau și pregătirea pentru evangelizare, pentru memorarea Scripturii, studierea Scripturii, dar trebuia să ieșim doi câte doi în oraș și să stăm de vorbă cu oameni. Acum, eu nu sunt evanghelist prin structura mea și trebuie să mușc limba, să intru în relație. Dacă îmi pui o întrebare, stau cu tine 3 zile să vorbesc. Am nimerit un taximetrist care am deschis o cutie a Pandorei și n-am mai apucat să termin cu el toată discuția. Dar sunt daruri și daruri în biserică și întrebarea Claudiei este reală. N-ar trebui să existe o frământare și o preocupare, mai ales că noi zicem trebuie să întoarcem oiștea carului spre în afară, că prea am tras-o spre înăuntru în biserica din Iris. Mai sunt 2 întrebări. Una. Wow, astăzi noi am adormit, Pavel, s-au trezit cei de pe internet. Legat de botez, în momentul scufundării, este greșit pronunțarea în numele Domnului Iisus? Și dacă este cineva deja așa botezat, trebuie să fie rebotezat? Asta este o întreagă discuție, dragii mei. Nu există formule de botez care să-ți rezolve veșnicia. Da? Și atunci trebuie să înțelegi, de pildă, puteți voi să fiți botezați cu botezul care am să fiu botezat eu? Păi el a fost botezat în apă, botezul lui Ioan, și urmea să fie botezat cu ce? Botezul suferinței. Da, putem, au zis ei. Și atunci sunt multe feluri de botezuri. Este botezul lui Ioan, botezul în numele lui Iisus Hristos. Vreo 5 feluri în primii pași spre Dumnezeu, acolo aveți înșirate pe toate. Dar a boteza în numele, în primul rând trebuie să definești ce înseamnă în numele. În numele, spuneam, este tot ceea ce Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au descoperit despre sine. Și atunci baptistierul este Scriptura, Genesa, Apocalipsa. Baptistierul este Scriptura. A cufunda pe cineva în numele Tatălui înseamnă a-l ajuta să înțeleagă căile Domnului.
Pentru că dacă nu înțelegi căile Domnului, inima se rătăcește și Dumnezeu te scuipă afară. M-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Din păcate, în multe biserici ne frământă doar de in, de out. Doar tot ceea ce credem noi, concertele, predicile, organizările care le facem. Dar întrebarea este, din ianuarie până în decembrie, unde am ajuns eu și unde au venit enoriașii cu noi în tot ce facem? Și eu cred că adunările generale așa ceva ar trebui să analizeze, da? Nu câți bani s-au adunat și cât s-au botezat și... Nu, nu, nu. Pentru că nu știi câți draci au intrat prin apa asta de aici. Tuturor le-am spus pe care i-am botezat. Drac, intri în apă, drac, ești din ea. Noi nu avem ritualuri sfinte, nici apă sfințită. Și atunci, într-un fel, eu cred că este important botezul, cufundarea în apă, moartea împreună cu Hristos prin botez, da, îngroparea Lui prin botez. Dar, dincolo de asta, numai Dumnezeu cunoaște inima omului. El știe pe cei care sunt ai Lui. Și eu cred că, din punctul ăsta de vedere, numele Tatălui și a Fiului este un proces de o viață. A cufunda pe cineva în Scriptură este un proces de o viață. Nu se întâmplă pe stadion, cu două mâini ridicate și cu o muiere în apă și cu statistică. Și ultima întrebare înainte plecă de acasă. Cel anonim a pus întrebarea. Cum explicați dumneavoastră structura piramidal rigidă ale adunărilor ultimelor ani? Unde chiar dacă ai vrea să slujești cu vreun dar neartistic, nu ești lăsat. Ce putem face? Nimeni nu poate opri pe nimeni să slujească, pentru că biserica e 7 zile pe săptămână. Titi, te poate opri cineva să slujești? Numai eu. Nevasta. Eu. Și numai tu. Cu alte cuvinte, n-are rost să încerc să înghesuim totul într-o întâlnire de o oră și jumătate. Dar acum structurile piramidale sunt o realitate și vin din neînțelegerea Scripturii. Din neînțelegerea Scripturii. Din faptul că noi avem impresia că totdeauna trebuie să avem un om în vârful piramidei. Nu, dragii mei. Noi am tăiat jos vârful ăla de piramidă și ăsta e locul lui Hristos. Nimeni nu îl poate lua. El este prezent acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele Lui. N-are nevoie de purtător de cuvânt. Și este prezent cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Cine ar putea nega dreptul Lui singular de cap al bisericii? Și atunci sub El trebuie să existe o echipă de oameni. Trebuie să existe o conducere colectivă în funcție de darurile pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia. Și darurile, dragii mei, sunt înșirate: apostolia, prorocia, evangelizarea, pastorala și misiunea. Iar maturitatea vine... Presbiteratul, bătrânețea, că asta înseamnă presbiter, bătrân, episcop, vine cu capacitatea pe care o câștigi în slujire ca să supervizezi într-un fel lucrurile. Nimeni nu te poate face presbiter, nimeni nu te face presbiter. Crește în astea, crește în astea.